Declarația președintului rus Vladimir Putin era așteptată încă de ieri. Toate posturile naționale de televiziune și presa rusă așteptau cu nerăbdare această cuvântare. Scriam într-un material pentru DC News exact cu ore înainte că această declarație va fi seminală, va transforma războiul pe care dintr-un război de agresiune pe care Rusia l-a dus și îl duce împotriva Ucrainei, într-un război de apărare a teritoriului național. În același timp, pregătirea psihologică fusese făcută de către anunțurile succesive privind organizarea celor patru referendumuri de independență și apoi de integrare a regiunilor secesioniste Luhansk, Donetsk, Kherson și observăm astăzi apariția regiunii Zaporojia, unde se află și celebra centrală nucleară. Deci anunțurile de referendum, anunțurile succesive pregătiseră practic psihologic ceea ce Vladimir Putin a declarat în această dimineață. Este interesant că ieri s-a anulat discursul pentru că nu cadra cu replica pe care Vladimir Putin trebuia să o dea președintelui Statelor Unite, care astăzi va vorbi de la Națiunile Unite, de la înalta tribuna Națiunilor Unite din New York, și se va referi desigur și la situația reală din Europa și în special se va referi la războiul de agresiune rus împotriva Ucrainei. Ca atare, astăzi de dimineață, întreaga lume politică mondială, structurile de securitate, precum și cele geopolitice, s-au trezit cu această transformare de război. Vladimir Putin declară mobilizare parțială. Ceea ce trebuie să știm este că în acest moment Vladimir Putin se uită la aproape 1 milion de soldați care se poate să îi arunce în acest război de agresiune. În acest moment, după datele analiștilor pe care eu le-am citit și erau date până la cuvântarea președintelui Putin, erau date discrete, rezervele capabile să intre în războiul de agresiune împotriva Ucrainei se ridică cam la numărul de 300.000 de oameni. Până la 1 milion vorbim de această mobilizare parțială pe care a decretat-o Vladimir Putin. Este o transformare a războiului. În primul rând, din punct de vedere geostrategic, avem în față o armadă, o imensă armată, care se va lupta pentru, așa zis, menținere a teritoriului național rus, pentru că referendumurile respective au două efecte. Primul efect este că teritoriile secesioniste care organizează aceste referendumuri vor fi pentru câteva ore republici independente. Luhansk, de exemplu, și Donetsk sunt deja autoproclamate independente, recunoscute de către o singură țară, de către Rusia. Dar celelalte, Kherson și Zaporojia, vor deveni pentru câteva ore independente, ca apoi Duma de stat să accepte cererea acestor țări, așa zis independente, de a se integra în teritoriul Federației Ruse. În acel moment războiul s-a transformat. Din acel moment, orice replică militară a Ucrainei, orice replică militară a NATO, orice ajutor militar pe care NATO îl va da Ucrainei pentru recuperarea acelor teritorii, va fi considerat atac direct la adresa teritoriului Federației Ruse. Iar de la mobilizare parțială pe care Putin astăzi a decretat-o, la mobilizarea generală nu mai este decât un pas. În același timp, Duma de stat ieri a introdus 3 legi care n-au mai existat de pe timpul lui Stalin, de pe timpul celui de-al doilea război mondial. Cele 3 legi se referă la sancționarea oricărui soldat sau ofițer al armatei ruse care, 1, se predă voluntar, 2, lasă intact armamentul în momentul retragerii, dacă nu poate să-l ia cu el, deci nu-l distruge, și 3, nu face eforturile substanțiale, adică până la sacrificiul suprem, de a opri dușmanul și înaintarea dușmanului pe linia de front. Aceste 3 legi au fost date de către Stalin datorită faptului că armata germană a avut un succes deosebit în a ocupa teritoriile URSS-ului în cadrul planului Barbarossa, unde soldații ruși efectiv foarte slab pregătiți militar și fără
fără armament în dotare, au trebuit să-și părăsească posturile și au trebuit să fugă. Stalin va introduce aceste trei legi și va face așa numitele, va constitui așa numitele batalioane de aplicare a legii, unde efectiv în spatele frontului se aflau NKVD-și care executau fără milă soldații și ofițerii care se retrăgeau de pe frontul antinazist. Ca atare, din acest moment, transformarea acestui război va aduce la ușa noastră, efectiv, în fața casei noastre, și mă refer la Europa și mă refer și la România, acest război și această barbarie. Referitor la armele pe care a fost o sugestie cu armele nucleare, cu utilizarea armelor nucleare. Ne vom referi și la aceea. Ca atare, în momentul în care are loc mobilizarea parțială și momentul în care noile granițe ale Federației Ruse se rescriu, orice răspuns militar al Ucrainei, orice tentativă de recuperare a acestor teritorii vor fi considerate de către Moscova ca acțiuni militare îndreptate împotriva sa. Și războiul, din punctul de vedere al lui Putin, se transformă într-un război de recuperare de teritorii, într-un război de apărare națională. Este o foarte mare diferență. Iar această diferență de concept militar ne duce spre ce? Spre folosirea oricărui tip de armament. În momentul în care ideologic spui că este un război de apărare națională, în acel moment ai dreptul să te aperi cu orice ai la îndemână. Și aici, bineînțeles, intrăm în spațiul de care toți ne temem, este spațiul armamentului nuclear și este spațiul în care Rusia excelează cu amenințările sale și cu șantajul său. Amenințările și șantajul nuclear al Rusiei au fost elemente de politică externă încă de când Stalin a obținut prima sa bombă atomică. Niciodată lumea nu a fost într-un pericol mai mare astăzi decât în întreaga sa istorie de când există bombe atomice, decât astăzi, atunci când Vladimir Putin ne declară că va folosi absolut tot instrumentarul militar pe care îl are la dispoziție pentru a apăra teritoriul național. Dar ar putea folosi doar împotriva Ucrainei sau ar putea viza, nu știu, și state NATO care înarmează Ucraina, cum consideră ei? Să fim foarte clari, întrebarea este foarte bună, dar el până când nu va prinde un soldat NATO efectiv pe teritoriul său, nu va upgrada conflictul deja existent cu NATO. Dar că a upgradat și a ridicat conflictul la un alt nivel cu Ucraina este fără discuție. În acest moment, practic, el spune Ucrainei, dacă te apropii de granițele Federației Ruse, care vor include cele patru regiuni, repet, Republica Luhansk, Republica Donetsk, Zaporojie și Hersonul, în acel moment, eu voi considera că este că ataci teritoriul național. Deci, este o problemă fundamentală de doctrină militară, este o problemă, o schimbare radicală de analiză, care la nivel geopolitic și geostrategic va pune foarte mari probleme. Dar problema fundamentală pentru Europa nu este numai acest război care astăzi a intrat într-o nouă fază, prin declarațiile lui Vladimir Putin și prin declarațiile lui Șoigu. Ca să-mi spui tu mie că doar 5.900 de soldați ruși au murit în timpul acestui război, în ultimele 6 luni de război de agresiune împotriva Ucrainei, și se declară că au murit 100.000 de soldați ucrainieni, mi se pare diferența nu numai insultătoare la adresa inteligenței noastre, a celor care ascultăm asemenea prăpăstii și bazaconii, ci și o insultă, încă o insultă la adresa morților din Ucraina. Este clar că am intrat într-o nouă fază și problema, repet, pentru Europa este enormă. Avem de-a face în acest moment cu un război care se va intensifica. Până acum era un război teritorial unic, îngrădit teritorial și de medie intensitate din punct de vedere kinetic. Acum vom avea un război de largă teritorialitate,
prin includerea aproape 20% din teritoriul Ucrainei pe care Rusia a reușit să-l ocupe astăzi, prin acest război de agresiune și prin intensificarea energiei kinetice în acest război. Problema însă rămâne ce facem cu noul secol asiatic și ce facem cu SCO-ul, Shanghai Cooperation Organization, care numai alarter s-au întâlnit cu toții la Samarkand, vechea capitală din Uzbekistan, vechea capitală istorică a Uzbekistanului, și unde semnele au fost foarte clare că atât China cât și India nu doresc să recunoască neapărat războiul de agresiune, să recunoască efectele sale, dar nu au niciun interes să lupte alături de Occidentul colectiv, și mă refer aici la Europa Occidentală, Canada, Australia, Statele Unite, împotriva, repet, împotriva efectelor acestui război. Dacă o singură țară va recunoaște integrarea teritorială, o singură țară din SCO, din Shanghai Cooperation Group, din grupul de la Shanghai, va recunoaște integrarea teritorială de facto a republicilor secesioniste, în acel moment avem cu tot o altă discuție geostrategică, iar principiile fundamentale care au fost construite după 1991, în special după dezmembrarea Iugoslaviei, folosindu-se exemplul excepționalismului kosovar, vor fi toate puse în discuție și toate anulate. În acel moment avem un stat care prin șantajul războiului și-a mărit teritoriul și a schimbat practic granițele instituite după 1991. A mai fost și dorința Turciei de intrare în SCO și ce a spus Erdogan, că Ucrainei trebuie să-i se restituie teritoriile de către Federația Rusă, ce mi s-a părut Erdogan interesant. Aici, da, Radu Gava, Erdogan în acest moment are două mișcări politice care țin de neo-otomanismul său. Se află la crepuscul domniei sale și trebuie să lase moștenire două elemente fundamentale ale neo-otomanismului. Unu, pe lângă declarația aceasta fundamentală pe care a făcut-o cu privire la retrocedarea teritoriilor luate de către Rusia, care de fapt să știi că este un semnal pentru Statele Unite, nu pentru Europa, el a mai făcut o declarație într-un alt context, dar în aceleași zile, despre Uniunea Europeană și a spus, pentru că Uniunea Europeană, bineînțeles, birocrația de la Uniunea Europeană a încercat să-l tragă de urechi pentru că s-a întâlnit cu Rusia la Samarkand în Uzbekistan. El a spus, păi cum, ne-ați batjocorit 10 de ani cu intrarea în UE și acum voi ne cereți socoteală? Turcia nu dă socoteală Uniunii Europene. Două planuri legate de aceeași idee. Neo-otomanismul turc. Deci aici Turcia are cu totul alte planuri politice. Dar în privința Rusiei și declarației cu privire la retrocedarea teritoriilor ucrainiene ocupate de către armata rusă în ultimele 6 luni, el a discutat direct cu Statele Unite. Pentru că el nu are încredere în Uniunea Europeană, dialogurile sale contundente cu Uniunea Europeană sunt cunoscute de-a lungul a peste 25 de ani, dar el rămâne aliat în interiorul NATO. El rămâne aliat al Statelor Unite. Și aici avem aceste două declarații care par contradictorii, dar de fapt ele slujesc interesului neo-otoman al Turciei și al statului său.